Știm ce conține sacoul, tricoul, cămașa, cearceaful, salteaua și materialul de pe salteaua patului, scaunul pe care stăm la masă când mâncăm duminica în familie, covorul, perdelele, draperiile, toate aceste materiale textile intră în contact cu viața noastră. O draperie în care bate soarele foarte mult emană tot felul de substanțe. O haină, un tricou sau un sacou pe care îl purtăm, mai și transpirăm în el. Dacă nu suntem atenți, eticheta să fie în regulă și să fie în limba română. Ingredientele să ne uităm, și ca nu cumva anumite ingrediente din produsul respectiv să ne facă rău. Sunt la fel ca la produsele agroalimentare, în ordine descrescătoare. Cumpărăm o canapea, ne uităm pe etichetă, cumpărăm un set de lingerie intimă sau cumpărăm. Cearceaful, cumpărăm fața de pernă, stăm pe ele 8 ore, 10 ore, intrăm în contact și cu fața și cu pielea. Ne-am gândit vreodată să le alegem și din punct de vedere a ceea ce conțin? Ne-am gândit vreodată să înțelegem din ce sunt și mai ales ce tip de pigment au vopselurile din materialele textile? În aplicația gratuită Infocons, la secțiunea Alerte, în ultima perioadă, tot mai multe produse de îmbrăcăminte, textile, se regăsesc ca sistem de alertă, ca produse neconforme cu risc major pentru sănătate și pentru viața noastră. Iar din această perspectivă, cred că în momentul în care cumpărăm un produs textil, să nu-l mai alegem doar că arată frumos ca și culoare sau ne place ca și model dacă discutăm de haină, ne place culoarea, să spunem, a covorului, că nu ne interesează. Călcăm în picioare acel covor, dar emană praf emană substanțele cu care a fost făcut, îl vedem că se decolorează, culoarea aia nu dispare. Vine în aer, o inspirăm și până la urmă ajunge în organismul nostru. Ele trebuie să fie la rândul lor, în conformitate cu reglementările europene, să aibă marcajul de certificare european, să nu fie într-un sistem de alertă, să nu fie toxice, să nu ne aducă probleme și pericole majore, mai ales pentru cei care au copii mici acasă și merg de abușelea pe covor, trag de draperie, bagă draperia poate în guriță, trebuie să înțelegem că toate aceste lucruri ar trebui să fie la fel de importante exact cum discutăm și de un produs agroalimentar, iar când discutăm despre ingredientele dintr-un produs textil, toate sunt în ordine descrescătoare, la fel ca la un produs uh, agroalimentar. Se regăsesc cele cu risc major, în aplicația gratuită Infocons, în sistemul de alerte european, și astfel putem decide să cumpărăm produse deștepte, corecte și mai ales sigure. Dar să nu uităm, nu cumpărăm nici din spatele brocului niciun produs contrafăcut, nu cumpărăm nici de nu mai știu unde aduse din afara spațiului Uniunii Europene. Mi-a plăcut mie setul acela de cerceaf de pat, mi l-a adus un prieten din Turcia, din Iran sau din China și ne trezim că acel produs după aceea ne mănâncă pielea, ne-a apărut o exemă, se întâmplă să facem o alergie, tușim tot mai mult sau mai știu eu ce. Sunt tot felul de produse chimice, tot felul de vopseluri, tot felul de vopseluri ca și compoziție și componență care pot să aducă un plus de toxicitate în viața noastră. Eu cred că trebuie să fim mai atenți, mai responsabili, iar acest sistem de alertă al Uniunii Europene prin această emisiune ajunge și la urechile dumneavoastră, ajunge și în atenția dumneavoastră și pentru măcar copilul dumneavoastră, nepotul, bunicul sau chiar pentru dumneavoastră, luați atitudine. Cumpărați deștept, fiți mai deștepți, dar mai ales alegeți responsabil.